Mai scu vorbind, gaura blestemată. Era miercuri, eu stăteam la cran, beam apă. După ce am băut, am vrut să mă duc în casă. Dar când am mers câțiva pași, au niște suniți strani. Doar că nu înțelegeam de unde. Pe urmă am înțeles, veneau din gaura aceea. Era totul întuneric, nu vedeam nimic. Mă mai uitam o leacă ca să dai ochii cu întunericul. Ei s-au dat, dar tot nu vedeam nimic. Am întrebat cine e acolo. Sunetele au încetat, oare deși? După ne-am amintit că am telefon și pot bate cu lanterna. L-am scos din buzunar, am aprins lumina și am început să bat. Parcă nu era de ajuns. Mi-a venit în cap să sun pe Cristi. Poate el mă ajută cu ceva. Da, am luat și am sunat. El a răspuns și i-am zis deodată să vină repede până la mine. Am urgent și i-am închis. Până mă mai vârcoleam încolo în coașe, el a venit. M-am dus repede și i-am zis să vină încoa. El nu înțelegea ce se întâmplă, dar nici eu. El a zis: și eu și m-ai chemat, și așa urgent, că am lăsat și lucru. Dar pe ramă la cran, am băut niște apă și am vrut să mă duc în casă. Și mergând pe aici, să aude de acolo niște suni strani. Ce mi-ai auzit, ei? Nu știu, ei, dar și-am auzit, mai bine să n-auzi. Ei, hai, nu mă speriau, ei. Ia, dai telefonul tău. N-ahui. Eu i-am zis că am nevoie de lumină să bat în gaură, camionul ajunge. Până la urmă mi l-a dat. Băteam, dar tot nu vedeam nimic. Dar mă începeam să mă nervez și totodată eram curios ce s-a auzit. Cristi tot nu a înțeles prin ce a venit. Nici era interesant unde duce gaură asta. El a zis poate în beci, eu nu prea credeam. Dar i-am zis să ne ducem să ne uităm. Când am ajuns la beci și am schis ușa, nu prea mai era dorința aceea să intru. I-am zis să intre el primul. El tot stemea, dar nu vroia să arete asta. Ei, dar ce să fac eu acolo? N-am eu timp pentru asta, trebuie să plec. Ue, tu și ce tenior și? Cine eu? Tu. E, păi, n-am eu frică de nimic, eu sunt beton. Da? Hai, intră, dară. Ei, măi. Intru, ei, și cu tine. O făcut primul pas, dar când nu vreau să-l fac pe-a doilea, el a zis: ui, brat, mă duc întâi pe la liceu. Amuia te-a apucat, hai, du-te. El s-a pornit, dar eu tot mă uitam, poate văd ceva. Wow! Eu am vrut să... Viceul nu e aici! Ah, da! El s-a dus la viceu, eu i-am zis să fac mai repede. Blea, m-am mâncat în curs să vin la dânsul. Eu mă, cum să mă simbesc eu acasă? Hai, chicat în viceu, ce faci? O ieșit din viceu, o zis că are ceva probleme cu burta. I-am zis că nu nimic, o să-i treacă. Și l-am chemat în beci. Făcând câțiva pași, Cristi începe a simula că îl sună telefonul. Și că ies chemat urgent acasă. Da, da! Hai că vin, alerg! Hai că mă pornesc! Și mai te cheamă? Da, ei, trebuie să plec urgent. Ai, 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 ce păcat. Ia, suca!